Luca, unde ai început fotbalul? Am început la Academia Hagi la vârsta de 5 ani. Cine a fost primul tău antrenor? Cosmin Constantin m-a antrenat prima oară când am ajuns aici și îi mulțumesc pe această cale. Cine te-a adus la stadion? Unchiul meu m-a adus la stadion, el m-a îndrumat să joc fotbal. Cine este favoritul tău din fotbalul mondial? Lionel Messi. Ce calități le apreciezi la el? Păi, dribbling-ul normal și șuturile, tot, aproape tot. Din fotbalul intern, fotbalistul preferat? N-am așa un anume, Mățan, Drăguș, care au fost aici, au jucat la Academie, îmi plac toți. Din actuala echipă de seniori a Farului, ce jucător urmărești în mod special? Hefte și Ciobanu, să zic. Amândoi îmi plac și îi urmăresc mereu. Tu evoluezi pe postul de mijlocaș ofensiv, cum este? E greu să-ți dirigezi cu echipierii și capitanul echipei la Under-16? Da, e greu, dar ne-am obișnuit, suntem de 2-3 ani împreună și ne-am obișnuit. Ați avut un parcurs foarte bun în actualul sezon, se apropie finalul sezonului cel mai important. Da, pentru asta ne-am pregătit tot anul și sperăm să câștigăm și să aducem cupa. Cum vezi acum duelul din semifinală? Da, un duel foarte greu, cu o echipă foarte grea din ce am înțeles, dar noi știm ce putem și cât ne-am antrenat. Cât de mult va conta că veți juca primul meci pe teren propriu cu Universitatea Cluj și apoi va urma confruntarea în deplasare? Da, contează foarte mult, mai ales că noi suntem obișnuiți să jucăm aici la noi în bază. Sperăm să vină lumea să ne susțină la stadion și să câștigăm. Care este visul tău ca fotbalist? Să ajung cât mai sus, în primul rând să debutez aici și apoi, nu știu, să ajung cât mai sus. La echipa națională Under-16 sunteți mulți jucători de la Farul, ați avut evoluții bune în ultimele turnee. Da, am câștigat acum în Bulgaria ultimul turneu și avem calificările, sperăm să facem o figură frumoasă. Cum reușești să împaci și școala și fotbalul? Încerc să le îmbin cât de bine pot eu, mai ales că la școală mergem toți, la antrenament toți, asta ne face să fim și mai uniți. În afara fotbalului, ce pasiuni mai ai? PlayStation, să stau cu prietenii, familia în primul rând și cam atât. Mult succes și rezultate cât mai bune în acest final de sezon. Mulțumesc frumos! We'll be right back.